Deci noi am trecut prin câteva provocări recente. Una dintre ele și cea mai mare a fost pandemia. Și care ne-a arătat pe plan mondial, nu vorbim de România numai, că eram absolut total nepregătiți. Și nu numai țări, să zicem, mai slabe ca sisteme sau asta, și țări puternice au fost nepregătite, au fost prințe nepregătite. Reziliența sistemului sanitar pe baza experienței de la pandemie înseamnă o pregătire mai bună, o investiție în pregătirea sistemului, o investiție în anticipare la ce poate să apară și probabil va trebui să ne gândim foarte serios la o altă abordare în modul în care sunt organizate spitalele și toate serviciile medicale publice, unde acum ne bazăm foarte mult pe cost-eficiență, iar reziliența înseamnă redundanță și înseamnă investiții în lucruri suplimentare decât doar cost-eficiență simplă.